Dani, așa cum ne-a promis, se schimbă într-un costum de cosmonaut ce a fost în spațiu și chiar miroase a spațiu. Da. Despre cum miroase spațiu o să aflăm în ceva momente. Pe canapea au venit doi oameni spectaculoși, Giorgio Castaniera. Hello, sir. Este reprezentant NASA Visitor Center și Botond Ishvandi este directorul expoziției Space Adventure despre care o să vorbim. Neața, Botond, cu tine vom vorbi în română. Hai să o luăm în ordine. Când are loc expoziția? Ce putem vedea acolo? Bună dimineața, bine v-am găsit și vă mulțumim pentru oportunitate. Expoziția începe pe 6 iulie, sâmbătă asta, și ține până pe 15 octombrie. Deschidem în prima lună, în iulie, o să avem luni și marți închis. O deschidem doar miercuri de dimineața de la 10 până seara la 17, la 19:30. Iar în weekend o să avem un program prelungit. Din august o să deschidem și luni și marți, deci toată săptămâna. Unde sunteți? Unde vă găsim? Suntem la Romexpo, pavilionul C3. Practic acolo. Avem peste 2000 de metri pătrați de teren unde am prezentat și în momentul de față băieții mai construiesc. Ce vedem exact acolo? Sunt expozanți? Sunt nu ustensile, sunt expozanți. Ce au fost spațiu? Sunt doar fotografii? Nu, deci expozanți nu sunt. Toate obiectele sunt aduse de la US Space and Rocket Center. 80% dintre artefactele și obiectele expuse sunt originale. Restul sunt replici. Avem rachete, 80%, e original. Restul sunt, replici, am zis. Avem rachete, avem simulatoare. Astea sunt, cred că, cele mai interesante, deci oamenii o să le iubească. Avem particule din spațiu. Harta originală a... George o să ne explice asta, urmează și asta să ajungă mâine la București și multe alte chestii. Peste 100 de obiecte. E foarte greu de explicat. Mult mai bine să treceți pe acolo și să vedeți. Aveți timp până în toamnă. Este o expoziție cu o perioadă mai contindere mai mare. So, hello, sir. Hello. You've been all over this world with this kind of show. Yeah. How come you reach in Romania? How come? Because you know, after many years, we're talking about 5 years already that we are rooting around the world. Suntem de 5 ani deja plecați prin toată lumea. We got in contact with Botond that was really interested after seen. Am luat legătura cu Botond care a fost foarte interesat de ce facem noi. To bring this exhibition that is getting over 2.5 million visitors. Să aducem expoziția aceasta care deja are 5 milioane de vizitatori în întreaga lume, să o aducem și în România. So you bring us a space suit. Yeah. Ne-ați adus un costum de cosmonaut. Yeah, we bring it here the chest that is the shadow space suit that here we can see it as soon. That's the one that used it for flight testing in the first period in the 90s for the space shuttle. În anii 90 a fost folosit în diverse teste în nave spațiale. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să